Stimați prieteni, ne aflăm în Biblioteca Centrală a Bibliotecii Municipale Bogdan Petrecei cu Hășdău, astăzi, 23 iulie, la Biblioteca Centrală Hășdău are loc ședința ordinară, lunară, de data aceasta online, deci a treia înregistrare online, al Clubului Istoricilor din Republica Moldova. Sunt președintele Clubului Istoricilor, Alexandru Moraru, și avem ca subiect astăzi, ședința de astăzi este prezentarea volumului Istoria satului Șerpeni, studiu documentar semnat de domnul Alexandru Cerga și Iurie Ciobanu. Ambii autori au onorat invitația noastră. Și pentru început îi ofer cuvântul domnului Alexandru Cerga, care ne va vorbi totuși cum de a apărut ideea scrierii acestui volum, fiindcă nu vreau din start ca să fac careva laude, dar se merită din tot sufletul, din toată inima, deoarece ați făcut un lucru foarte important și foarte mare, ținând cont de faptul că nu numai este un volum, adică cu mult respect, dar vorba e că se vede că s-a făcut un lucru masiv în arhivele statului, Arhiva Națională, Arhiva Organizațiilor Social-Politice, lucru care este evident, fiindcă aveți aici sute și dacă nu mii de trimiteri la diferite surse. Vă ofer cuvântul, domnul Alexandru, deci din start vă rog mult să vă prezentați mai desfășurat așa și vorbiți despre ideea apariției cărții, munca în arhivele statului, biblioteci și așa mai departe. Poftiți! Mulțumim. Vreau mai întâi să salut pe toți cei care ne urmăresc. Vreau să încep cu așa că conceptul acestei lucrări este una mai veche. Încă începând cu anii 90, am început împreună cu domnul Iurie. Eu eram student la facultate, domnul Iurie, profesor de istorie la școala din sat. Am început a aduna informații despre istoria localității. Apoi a fost așa o perioadă de delăsare, din motive obiective, foarte subiective, după care, la începutul anilor 2000, am reluat activitatea, am început să continuăm cu ceea ce am început anterior. Mai exact, din anul 2007, am început a aduna informații din diferite arhive, mai întâi de toate de la Arhiva Națională a Republicii Moldova, de la Arhiva Organizațiilor Social-Politice, de la Secția Regională a Arhivei Naționale, de la Arhiva din București, de asemenea. După care, deci așa, perioada mai intensă a fost din 2007 până în prezent, la aproximativ timp de 13 ani. Ca în sfârșit să vedem anul acesta, în vara acestui an, să vedem apărută, să vedem editată. Vreau să mărturisesc că, din start, concepția lucrării se bazează pe documente, așa se numește cartea, Istoria satului Șerpeni, studiu documentar. Ne-am bazat pe documente, adică pe cele scurse pe care le-am depistat la diferite arhive și respectiv am făcut trimiterile respective. Cartea cuprinde perioada din cel mai vechi timp, începând cu primele documente unde este menționat localitatea, până în ziua de azi. Accentuez că am pus accentul mai mult pe trecutul istoric al satului, mai puțin pe actualitate. Dacă vine vorba de trecutul istoric, pe primele documente unde este menționat satul Șarpeni, primul document este anul 1470, acolo unde prima dată întâlnim numele localității, dar, conform specialiștilor, acest document s-a dovedit a fi fals. Deci, un document de pe timpul lui Ștefan cel Mare,
dar s-a dovedit a fi fals. Se mai practicau diferite șmicherii de împroprietăriri. Un alt document veridic este cel din decembrie, 25 decembrie 1517, atunci când domnitorul Moldovei Ștefăniță Vodă dăruiește satul cu pământul din jur, dăruiește lui Cosma Șarpe. Probabil lui Cosma Șarpe, în anul, repet, 1517, la 25 decembrie. Acesta și este anul primei testări documentare. Deci nu putem spune anul 1470, chiar dacă este menționat și chiar dacă satul este mai vechi, dar în anul 1517. Sunteți original din localitate, ambii. Da. Și din câte am înțeles, mai mult dragostea față de localitate, de oameni, v-a mobilizat ca să faceți acest lucru mare. Domnul Alexandru, spuneți-mi, vă rog, iată, în perioada studierii la Arhivele Statului, ce greutăți ați întâlnit, eu știu, nu vreau să zic neplăceri, dar de fiecare dată serviciile arhivistice nu întotdeauna corespund celor așteptate. Alexandru, aveți dreptate. Da, există problema, într-adevăr, este complicat, greu. La noi, Republica Moldova, ce obțin de obținut anumite informații de la serviciile de arhivă. Bine. Nu suntem de acord cu acel regulament, de, știm, dacă ne privesc istorici, știm ce se întâmplă, care sunt condițiile, adică acele regulamente stricte de a primi pe zi doar 5 dosare. Asta, de fapt, și s-a trăgănat pe perioada îndelungată, fiindcă eram limitați în timp, nu ni se permitea deci de lucrat așa cum m-am fi dorit, cu mai multe informații, ca să putem prelucra, adică mai multe informații, mai multe dosare. Din păcate, condițiile de lucru la arhivă nu sunt cele mai prielnice. Ei, dar nu vreau să vorbesc negativ. Păi da, nu-i vorba de asta. Dar vorba e că, oricum, fără probleme, nu, prin greutăți la stele, așa se zice, îmi dau seama. Dar cu toate acestea, într-adevăr, ați făcut o muncă enormă și vreau să vă felicit din partea Clubului Istoricilor a Bibliotecii Centrale cu această mare și importantă realizare, dar știind încă și faptul că dumneavoastră sunteți profesor de istorie la Liceul Teoretic, de fapt, mai exact, profesor de geografie. De geografie, geografie, da? Dar fac la liceul, istorie, fac și istoric la Liceul Spiru Caret din capitală. Bine, profesez din 1992, dar la Spiru Caret mă află din 1997, până prezent. Am înțeles. Eu vă mulțumesc mult, domnul Alexandru, și îi ofer cuvântul domnului Iuri Ciobanu, pe care îl rog mai întâi de toate să se prezinte, și o întrebare așa de provocare. Cum ați izbutit să scoateți o lucrare atât de importantă, atât de masivă și atât de bine îngrijită poligrafic, fiindcă pentru ca să scoți așa o carte ce trebuie bani serioși, dar nu așa, mă rog. Poftiți, domnul Iuri Ciobanu. Păi, eu am și eu cartea. Da, da, sigur, sigur. Acest documentar, cum a spus Alexandru, era conceput încă din anii 80. Și undeva pe la jumătatea anilor 80 am venit la Biblioteca Academiei și l-am cunoscut foarte bine pe regretatul Ion Șpac. Ne adunam materiale pentru tema lecțiilor care le aveam în școală. Și domnul Șpac îmi spune că, băi, Iura, dar tu aduni materiale, ce nu puteți să faceți o istorie a satului? Ne-am gândit bine. Adică v-a provocat. Da, în afară de asta, în perioada aceea, eu adunam și informații și materiale despre
capul de pod Șerpeni, care putea să spun foarte multe lucruri care nu sunt în presă, nu a apărut despre ce. Bănuiesc că ați introdus informațiile astea în carte, nu? Poftim? Bănuiesc că ați introdus informațiile despre capul de pod Șerpeni. În carte este puțin, da. Sunt în prima carte care au făcut doi autori, dar așa ceva cred că nici nu s-ar accepta să se prezinte în... O să vorbim și despre aceasta în continuare, dar vreau să concretizez că, bine, eu sunt băștenaș din sat Șerpeni, domnul Iurie este dintr-o altă localitate, din satul Postești, Răiul Râșcani, dar a activat localitatea noastră ca profesor de istorie, a avut mai multe funcții dumnealui să ne vorbească, dar am vrut să spun că, să menționez faptul că dumnealui probabil cunoaște mai mult din istoria cele de două paștini a dumnealui Șerpeni decât prima localitate. Da. Adunând aceste materiale și informații despre capul de pod Șerpeni, ideea lui domnul Spac, regretatul, să facem noi, să punem la cale, să apare așa o carte. Să țin minte și data, la 25 mai 1992, când toată Moldova primea jurământul de credință pentru Republica, noua Republica Moldova. Zice, moldovnească, cam înșet din gât când spun așa ceva, și la, în ziua aceea de duminică, eu eram de serviciu la primărie, putem ca un fel de grup de apărare a satului, în timpul conflictului. Alexandru își făcea teza de licență. Și atunci, zând un frigul cel atunci, taman în ziua aceea era frig, am zis că Alexandru, ia hai să ne apucăm noi serios de această problemă. Sunt materiale, mai găsim. Începând de la 1992, am început să adunăm materiale. Și, cum a spus Alexandru, nu am să repet pe Alexandru, și la baza acestor materiale, aș spune că e un studiu documentat, bine documentat, pot spune chiar și academic documentat. Așa e Alexandru. Majoritatea materialelor sunt unele sau autentice. Deci pe parcurs am găsit documente noi despre care nici nu bănuiam, foarte multe informații utile nouă, care populația satului nu știe, nu cunoaște. Spre exemplu, satul este cunoscut prin acolo, prin capul de pod Șerpeni, unde au avut loc cele mai mari lupte de pe teritoriul Republicii Moldova. Bine, dar viața socială, dar viața culturală, spirituală, ce facem? Da. Nu e chiar așa cum se trata în perioada sovietică, că populația, cerpăpâne și sare, și-au întâmpinat armata sovietică, glorioasă și așa mai departe. Nu este adevărat. Am găsit tot în perioada războiului, monografia satului Șerpeni, pe care nici n-am știut și consetenie de asemenea nu cunosc. Deci asta monografie, bine, eu așa o scurt, ca un articol scurt despre istoria satului, scrisă de învățătorul Constantin Cocea, care a activat și ca director de școală și ca învățător în perioada intervenică și în perioada războiului. Apoi în 1944 s-a refugiat la Pitești. Monografia a fost găsită la Arhivele Naționale, la Arhiva din București, ceva util, interesant și aproape exact, fără documente, dar a descris satul. Este adică un document foarte util. Da. În afară de asta, noi mai avem materiale, ar trebui încă vreo 300-400 de pagini de carte. Adică n-a intrat tot materialul care l-ați adunat. Da, tot mai materiale. Continuăm să adunăm materiale. Deci o să urmeze volumul 2 sau cum? Fiindcă da, vreți să faceți o continuare cronologică, probabil, nu? Continuăm să adunăm materiale și
pe parcurs, vedem, în dependență de structură, de, în dependență de materiale, vom continua cu volumul 2, evident. Foarte bine, bravo. Totuși nu mi-ați răspuns la întrebare, domnul Iurie Ciobanu. Cum ați izbutit, fiindcă în zilele noastre, mai ales acum în perioada asta de pandemie și de asta, să găsești bani ca să scoți așa o carte, așa trebuie să fii, nu știu, un creier de excepție. Aici, în... Cine v-a sponsorizat? Sau... În volum, în carte, este, se spune bine, mulțumesc celor care au ajutat la apariția acestei cărți. Da, dacă îmi permiteți, am să vorbesc despre aceasta. Da, poftiți. E vorba că au contribuit, da, e cartea șerpenienilor, deci consetenii au ajutat, au contribuit la finanțarea. Adică întregul sat, da? Întregul sat. Foarte frumos. Avem în... Foarte frumos, bravo. E rețele de specializare, avem grupul nostru șerpenienii de pretutindeni, care au contribuit fiecare cât au putut. Bine, cei psihotare, poate puțin mai mult, cu 50 de euro sau da, mai mult, mai puțin, alții chiar și 100 de lei. De asemenea, a fost, datorită președintei asociației, Nadejda Demian, care ne-a ajutat foarte mult, a fost, deci de mijloșie s-au ocupat cu strângerea de fonduri. De asemenea, a contribuit la, a plasat avizul pe anumite site-uri, pe sprijină.md sau alte site-uri, de a aduna, s-a adresat și șerpenienilor, dar nu numai, de a, ca populația să contribuie, adică cu anumite surse financiare. Iată, la acest capitol vreau ca să vă întreb, adică să vă rog să vă adresați celor care au contribuit. Oricum au fost persoane care au contribuit ceva mai mult decât cei de rând. Deci puteți să le aduceți mulțumiri la câteva, două, trei, patru, cinci familii care au contribuit la maximum, adică. Vreau să mulțumesc că atunci când era trăgănată apariția lucrurilor, de acum editerii, nu știm ce să mai facem, de unde să mai dăm bani, pentru că nu era îndeajuns. Agneta în ajutor, consăteanul Ion Vasile Samson, care îi mulțumim foarte mult, a contribuit cu o sumă considerabilă. De asemenea, primării, persoana doamnei Elena Nicolaev, președinta, menționată de președinta asociației Șerpenienii de Pretutindeni, Nadejda Demian, au contribuit și alții, evident, cu diferite sume. Dar vreau să mulțumesc și editorului, cartea a fost editată la editura Lexon Print, și mulțumesc domnului Eduard Potân, directorul editurii. Deci din Chișinău, nu? Deci din Chișinău, evident, da. Lexon Prim, Eduard Potân, care, bine, am mers la întâmpinare, de mai făcut și reducere, am mai așteptat, am mai... Multe mulțumiri, Alexandru, uitați să spun, multe mulțumiri deputatul Republicii Moldova din partea lui PAS, Galina Sanzi. Da, doamna Galina este consedeanca noastră, reprezintă, este deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, care de asemenea a contribuit și... Minunat! Nu-mi rămâne decât să vă felicit încă o dată cu această excepțională realizare, dar nu înainte de a vă întreba, în ce tiraj a ieșit cartea? 500 de exemplare, da? Vreau să știu, cartea o să fie pusă în circulație în magazine, eu știu, în librării, o să animerească, în biblioteci. Vă dați seama că așa o carte ar trebui să fie măcar câte un exemplar în fiecare bibliotecă, cel puțin mai solidă, mai respectabilă, să zicem, Biblioteca Centrală Bogdan Petrițeicu HD-ul, un exemplar ar fi bine ca să faceți o donație. Eu îmi dau seama că e foarte costisitor, dar cartea trebuie să citită și atunci când este în bibliotecile cele mai importante, deja au acces mai multe lume. Desigur, va fi în biblioteci, cel puțin bibliotecile centrale, cum este Biblioteca Națională, Biblioteca HD-ul, poate anumite filiale.
Dacă dați seama 500 de exemplare. Nu, nu, eu îmi dau seama, eu nu am vrut, pur și simplu. Biblioteca regională. Firesc, firesc, da, sigur că da. Dar, totuși, majoritatea cărților vor merge în localitate, în sat. În... Firesc. Da. E, aș vrea să spun, cum s-a spus, despre poligrafie. Eu, ca editor și poligrafist, vreau să spun că e ediție de lux. Noi am mai făcut ediții de lux, așa că e liber. Este o ediție de lux, o poligrafie excepțională, copierta tot e bine concepută, cu imagini din de-asta peisajul satului, râu Nistru, este și acest cap de pod, ceva din fotografii mai vechi cu locuitori ai satului. Hârtia tot e la nivel, fotografiile mai scurt, e foarte bine. Poftiți. Vreau să menționez ce este semnificativ, ce se despește lucrarea noastră de altele, de alte publicații care pot scrise despre istoria altor localități. Mai de toate am evidențiat evoluția numerică a populației, bazându-ne pe documentele bisericești, pe formulare, mers prin formulare de serviciu sau documente clericale. Cum a evoluat numărul de locuitori de la începutul secolului al XIX până în perioada războiului. Bazându-ne pe cele trei recensamente populației din 1935, 1850-1859, am făcut așa o statistică, cele mai populare nume în localități, independență de aceste trei recensamente. Nume de bărbați, nume de femei, de asemenea nume de familie. Nume de familie ale locuitorilor. De asemenea am evidențiat nume întâlnite în secolul al XIX-lea, care în prezent au dispărut, care nu se mai întâlnesc. Sau unele din ele au rămas ca porecle, ca supranume. De asemenea, este bine descrisă de acum și sunt bine descrise și alte secvențe, mai ales din perioada interpelii, că am găsit documente la Arhiva Națională, deci m-am așteptat despre perioada administrației românești, adică din perioada interpelică, dar și perioada din cel de-al doilea război mondial. Mai ales că satul a fost o localitate de frontieră. Foarte multe treceri au fost legale, ilegale, adică de pe un mal, pe celălalt mal al Nistrului. Ce încă mai este semnificativ, spuneam că noi cunoaștem doar despre capul de pod Șerpeni, prezent cunoaștem acest complex memorial care a fost construit când dată exportare sau finanțată în 2004, dar studiind documentele de arhivă am găsit informații despre capitanul Nicolae Surdu, care a făcut armată, era ofițer în unul din regimentele armatei române și care a căzut ca erou în localitatea Dalnic din regiunea Odessa. A fost înmormântat în cimitirul militar din orașul Pechina, dar din păcate, necât știu, a fost demolat acest cimitir recent, nu chiar de mult. A fost nivelat pentru a fi construite case de locuit, din păcate. Încă un capitol separat, aparte, este, am ținut neapărat să scriem despre sport. Satul Șorpeni, fiind un sat sportiv, în special fotbalul, lupta națională Trânta, am dedicat un capitol întreg acestor genuri de sporturi. Chiar ați menționat succesele, probabil. Într-un fel am evidențiat toate campionatele raionului, într-un fel din celui timp adică din anii 50 până în prezent, cu toate rezultatele echipelor. Și am evidențiat evident, nu mai avem cine mândrie, avem campioni mondiali, campioni europeni la lupta națională Trânta, la lupte libere. Și greco-romani. Și greco-romani, mi se pare că e Luca Marian, da. Nu ne limitat strict la sat. Am mai menționat fiind făcând parte din Volosa Telița sau din Plasa Telița sau Plasa Bulbac. Am menționat pentru comparații și informații despre alte sate din împrejurimi.
în special având acești proprietari, mai ales pe satul Spetin, că acești proprietari, Leonard sau Pistajevski, au fost proprietari în ambele sate. Și evident că n-am putut să menționăm și satul Spetin. Mavroieni a fost mai întâi, de fapt, primii predecesorii Leonardelor și celor de Pistajevski. Dimitrie Pistajevski, care a fost deputat de Sfântul în funcție de frunte în zemstva de Mareșalul Nobilimii Basarabene, dar activat în zemstva de Vindighina, a scris și el un simplu articol într-o revistă din perioada țaristă, dar din păcate n-am putut-o găsi. Și dumneavoastră a scris un scurt istoric a satului. Cum se numește revista? Teologicel Podunaiu. Da. Poate pe această cale, poate cunosc, poate au și în această revistă. La noi, în Moldova, nu am putut găsi niciodată. Trebuie să consultați portalul starosti.ro. Starosti.ro. Acolo sunt multe ziare, reviste, broșuri care au apărut în perioada sfârșitul secolului XIX și primele două decenii a secolului XX. Eu nu exclud că acolo o să găsiți. Eu vă mulțumesc mult pentru cele relatate și vă urez mult succes în continuare și să ne auzim de bine. Să știți că sunteți așteptați cu mare drag la Biblioteca Centrală și așteptăm un volum în dar din partea autorilor cu autograf, fiindcă poate nu știați, dar noi avem o secție specială a volumelor sau a cărților cu dedicații și autograf, care se află într-o secție separată. Avem foarte multe cărți dăruite de autori. Mulți din autori de acum nu mai sunt în viață, dar cartea trăiește prin autograful, prin volumul care l-a dăruit bibliotecii. Vă urez numai bine și să ne trăiți la mulți ani. Tipărită. Editată și tipărită. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați onorat invitația Clubului Istoricilor a Bibliotecii Centrale. Și mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Felicitări din toată inima încă o dată pentru această realizare, acest volum important și multe succese pentru următorul volum. Vă văd sănătoși, mulțumim din toată inima. Mulțumim.